cu acuzații extrem de dure, incompatibilitate, conflict de interese și retrocedări. Atenție, retrocedări făcute de primarul Sibiului și în același timp președinte al Forumului Germanilor din România. Primarul Iohannis i-a dat președintelui Iohannis, da, aceste retrocedări, aceste imobile, cu foarte multe procese mai apoi de la cei care locuiau sau dețineau spații comerciale în acele locuințe. Și vreau să vedem ce spune o denunțătoare despre un dosar al lui Klaus Iohannis. Domnia sa, președintele României la vremea respectivă, a încercat să scape de un dosar penal. A chemat-o pe cea care a făcut plângerea penală și i-a făcut o ofertă. Spune așa Elena Pătru: eu am băgat 4 miliarde de lei vechi în modernizarea acestei clădiri. Este vorba despre retrocedarea unei clădiri în acest proces cu Forumul Germanilor din România, Forumul Democrat al Germanilor din România. Acest individ, președintele Klaus Iohannis, a pus la cale un plan de retrocedare fantomă. Acest dosar a ajuns la DNA, domnul Țuluș l-a plimbat, am fost în audiență la primarul Iohannis și mi-a făcut o ofertă, spune doamna Elena Pătru. Iohannis mi-a propus să mă înțeleg cu cel căruia îi retrocedase imobilul. Și aici putem să înțelegem orice, doamnelor și domnilor, o ofertă financiară, nu știu, un schimb de bunuri, ce mă mai gândesc, Raluca Dan, când mi se spune că, uite, primarul mi-a făcut o ofertă, să mă înțeleg cu domnul care...